bună tuturor celor din Zodia Capricorn sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Capricorn și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 16-30 aprilie 2024. Dragilor, după cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, să vă abonați, sau să distribuiți acest video. Să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp și aici avem puterea, curaj, pasiune, dorință. Vreți să acționați, dar în același timp gândiți foarte bine pașii pe care i-aveți de urmat posibil să aveți de-a face cu Zodia unii dintre voi. Un noroc de la un drum, o situație financiară care se rezolvă un succes pe comunicare cu o persoană de la drum. Poate aveți de face cu semne de pământ, ori fecioară capricorn sau semne de foc, verbe un săgetător. Puteți rezolva o chestiune mai delicată de la locul de muncă. Da, ne uitați că aici Există un stres, într-adevăr. Cred că apar niște conflicte, apar niște provocări pe planul muncii. Sunteți provocați de anumite persoane și va trebui să vă abțineți și să vă urmăriți interesul pentru că veți avea numai de câștigat. Nu înțelegeți ce au aceste persoane cu voi pentru că nu faceți nimic greșit, dar vă tensionează, vă enervează, vă agită foarte tare. Urmând ca în a doua săptămână poate să fiți în concediu, unii dintre voi. Sau să luați o pauză, da, văd cumpărături, liniște, odihnă, plecați undeva, mergeți undeva, vă distrați. Voi, voi că o să vă axați foarte mult pe energia voastră, pe voi, să fiți voi bine, poate aveți de face cu semne de apă, rac, scorpion, pești, lăsați în spate o situație care s-a pus pe pauză, parcă stați și gândiți ce fac, dau înainte sau merg pe drumul meu și văd mult mai multă siguranță, mult mai multă stabilitate și bogăție, bogăție sufletească. Mergeți la un eveniment, aveți o petrecere, dar stați așa pe gânduri dacă să mergeți sau nu, să acceptați sau nu acea Ofertă. dar tare mii că voi sunteți în așteptarea unui mesaj, a unei confirmări, a unei autorizații, unei facturi poate sau o confirmare și aici de aceea poate să apară această pauză, o invitație care întârzie să apară, organizați ceva, o plecare la munte, poate unii dintre voi, că mi-apare și foarte multă odihnă în dragoste ies cântei, multă agitație, multă luptă interioară, mentală, poate vezi de face cu un semn de aer, gemen, în balanță vărsător, poate să apară chiar și o ceartă sau o agitație, că nu vă vin niște informații, că nu vine un mesaj, o veste, dar totuși mi-apare aici flirtul, distracția, amantul, amanta la unii dintre voi, da? Da, sunteți atrași de către cineva. Poate asta vă sperie și vă agită foarte tare. Vă trebuie să faceți o alegere în dragoste sau va trebui să fiți un pic mai flexibil în legătură cu ceea ce vă doriți din punct de vedere amoros, pentru că veți avea tendința să mergeți așa către ceva foarte stabil. Poate aveți de-a face și cu alte semne de pământ, taur, fecioară, capricorn sau cu semne de foc, verbe, cleu, săgetător. Apare mult control asupra unor legături amoroase, dar apare și frica de trădare, frica de a nu face prea multe sacrificii inutile, de a nu vă lăsa manipulați într-o situație amoroasă, pentru că văd că cine încearcă să vă atragă în capcana lui sau a ei are multă experiență, mai apare și altcineva în peisaj, oare vă bate gândul să mergeți la cineva? Și nu știți la ce să vă așteptați, că pe voi vă văd făcând pașii ăștia către o anumită persoană pentru a, pentru a o schimba în bine, v-ați de o așteptare. Pe muncă avem nouăle de bute da, ce spuneam, forfăta, că sunteți atacați într-un fel sau altul și abia așteptați să scăpați de toate aceste greutăți. Vă puneți într-adevăr foarte multe între... semne de întrebare, de ce și cum, de ce auziți burfaia, de ce apare această confuzie, această neînțelegere și multe, sunt foarte multe gânduri. Dar voi veți intra în contact și veți vorbi cu o persoană, posibil în semn de aer, gemen în balanță vărsător, îi veți cere părerea, îi veți cere îndrumarea, îi explicați situația și vă văd așa eliberați. E o persoană care vă ascultă cu interes și da, vă ține partea și veți avea un succes la locul de muncă datorită acestei persoane că vă ajută, da? Și pare a fi o stație constantă. Pare a fi o stație... Cunoașteți această persoană de mult timp sau lucrați în acel post sau pe în acea firmă de mult timp, e posibil să mergeți și să spuneți ok, m-am săturat de situația aceasta, vreau să-mi dau... Să dau demisia și să o ia de la capăt, să merg către un alt loc de muncă că nu mai pot. Iar această persoană vă spune, dar stați un pic, că stația stă altfel și începe să se enumere aici faptele bune sau mă rog tot efortul vostru depus în uh, firma asta și o să aveți un succes și poate veni și cu o mărire de salariu. Pe bani puteți manevra banul, adică aveți o energie foarte bună pe bani, primiți niște recompense, da, și ia uitați, vine sumele, vin, pardon, sumele de bani constante, dar tot aveți o mâhnire sufletească, tot tot aveți aici o greutate așa în suflet, multe semne de întrebare, de ce a fost așa și de ce s-au întâmpl întâmplat anumite lucruri într-un anumit fel. Poate vezi de face și cu o fecioară, taur, capricorn, bine, cu magicianul aveți vezi de face cu toate semnele zodiacale. Se vor îndrepta lucrurile din punct de vedere financiar la voi și se vede acest lucru. Pe sănătate apar vești bune chiar un, chiar vi se dă așa și voie să faceți anumite lucruri, să consumați anumite alimente în cazul în care ați avut restricție sau în cazul în care da, nu puteți sau nu aveți voie să consumați anumite alimente. Puteți să le lucrați în domeniul medical și aici se apar o oboseală acută de aceea probabil mi-apare și concediu mâhnire sfletească din cauza oamenilor falși care vreți să-i înăturați din viața voastră sau poate fi un verdict mincinos și parcă trebuie să mai faceți o analiză sau aflați un diagnostic a cuiva dar de fapt va repeta, va repeta analiza și o să iasă altfel rezultatul, Provocarea vine cu diavolul, sunteți provocați de oameni oameni care sunt măhniți, aici mi-apare sperință în dragoste, gelozie, posesivitate, prinși într-o capcană, trebuie să vă eliberați sufletește și mental de anumite situații, situații, pardon. Dar în cele din urmă apare vindecare aici la voi. Puteți să vede face cu un alt capricorn, semne de apă, scorpion pe semne de foc, o săgetător, de vărsător. Eliberați-vă sufletul, poate da, vă simțiți cumva prins într-o capcană, poate simțiți că trebuie să rămâneți în acea situație că mai bine de tot nu se poate, vă lăsați șantajați emoțional, dar cu toate acestea, vedeți, apare o deschidere, apare o eliberare, poate trebuie să faceți o mutare, sunt multe dispute, sunt multe suferințe acumulate. Surpriza! Vine cu un patru de cupe. Scăpați de mâhnire, de spărare, de pictiseală. Reanalizați trecutul cu toate ale lui. Și vă eliberați, vă rupeți de o așteptare care este nefolositoare, vă Debaraseați de anumite poveri, de anumite greutăți care nu sunt ale voastre, dar le-ați dus în spate până acum. Din nou avem semne de foc, berbecleu, săgetător, semne de foc, nu, semne de aer, geme, balanță, și semne de apă, scorpion, pești. Eram să mă repet cu semnele de foc. Mm, comunicare dificitară, cred că scăpați de un blocaj pe comunicare. De, vă deblochează cineva, ia contactul cu voi, da, da, începe să reluați comunicarea cu cineva sau vi se deschid drumurile, vi se deblochează, vi se vor debloca anumite drumuri, da, că veți găsi soluția, uitați, până acum au fost așa o harababură totală, împrășteați prin mai multe, prin, prin mai multe gânduri, prin mai multe locuri, dar vă recapătați încredere de altă dată, vă eliberați de energii negative, ca aici cred că ați avut și un atac energetic unii dintre voi și văd lucruri care se vor întâmpla cu rapiditate în viața voastră, soluții pe care le găsiți, sprijin din partea oamenilor din jur cu care intrați în contact și foarte multă împlinire. Dragilor, cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Papa.